Zi de meci în București. Astăzi se va disputa ultimul meci găzduit de Arena Națională în faza grupelor Ucraina-Austria și se anunță un duel cât se poate de încins, cele două echipe depinzând de acest meci direct pentru a-și asigura calificarea în fazele eliminatorii. Un duel care a început încă de dimineață în centrul vechi al Bucureștiului, unde sunt suporteri în așteptarea partidei. Gabriela Del Pupo ieșea acolo în centrul vechi, ne spune care este atmosfera. Bună ziua, Gabi! Tradițională românească și, bineînțeles, sunt foarte bucuroși că după un an de pandemie pot să se bucure de un campionat de fotbal. Fiecare din echipe speră că va câștiga și suporterii sunt alături de ei. Am vorbit cu câțiva dintre ei, mulți nu sunt pentru prima dată în România. Reamintim faptul că ambele echipe au învins echipa Macedoniei, Austria, meciul cu Macedonia de Nord, cât și Ucraina. Ucraina, de altfel, a dominat terenul la ultimul meci. Trebuie să spunem că, practic, portarul Macedoniei de Nord a fost eroul acelei seri, pentru că au fost foarte multe ocazii pe poartă și echipa Ucrainei a reușit să înscrie două goluri cu care a și câștigat partida. E un anunț nou făcut. Acum chiar atacantul de la Macedonia de Nord se va retrage după acest campionat, Goran Pandev.